Expoziția Bienalei Naționale de Arte Plastice la Scăr Vorel este expusă la Muzeul de Artă Piatra Neamț până în data de 9 ianuarie 2022. Peste 80 de lucrări semnate de artiști din toată țara au fost selectate de juriul evenimentului și formează expoziția Bienalei. Cea de-a 17-a ediție a Bienalei Naționale de Arte Plastice la Scărvorel este organizată de Complexul Muzeal Național Neamț. Lucrările cuprinse în expoziția manifestării culturale aparțin unor membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România sau absolvenți ai Facultăților de Arte. Marele premiu al acestei ediții a fost obținut de Adrian Constantin Corcăcel. În acest an, prima dată la Bienala Națională de Arte Plastice la Scărvorel, a fost acordat premiul Uniunii Artiștilor Plastici din România, fiind primit de Teodor Ștefan. La această ediție au mai fost oferite premii pentru sculptură, pictură, grafică, precum și premiul pentru debut. Expoziția poate fi vizitată până în data de 9 ianuarie 2022 la Muzeul de Artă Piatra Neamț.